Salutare! Așa cum v-am promis, revin cu o nouă rețetă produse Verdino. Azi voi găti burger cu sos tartar. Există burger vegetal și există burgerul Verdino. Are diametru și grosimea perfectă. Își păstrează suculența după prăjire și este senzațional în orice combinație. Punem o tigaie la încins și frigem burgerul pe fiecare parte câte 4 minute. Întoarcem burgerul și adăugăm în tigaie grill două felii de bacon și îl frigem 2 minute. Punem deasupra burgerului două felii de cheddar, acoperim grillul și îl dăm la o parte. Lăsăm ca cheddarul să se topească. Într-un bol separat amestecăm maioneză, castraveți murați, ceapă roșie, pătrunjel și sos barbecue. Amestecăm bine sosul și îl punem deoparte. Pe chiflele prăjite în prealabil, punem o lingură de sos, frunze de salată, roșii, burgerul cu cheddar topit, două felii de bacon, roșii, castraveți și terminăm cu chiflă deasupra. Fie că sunteți vegani, vegetarieni, țineți post sau pur și simplu vreți să mai diversificați meniul, veți fi surprinși cât de savuroasă poate fi mâncarea chiar și numai din plante.